Suntem cu start în direct cu Cristian Dumitru, un tare îndrăgit actor și comedian din România. Salut, Cristi! Salut, salut, Gabriel! Cum am vorbit, 50 de lei, da, pentru reclamă. Ți-i dau după ce filmăm. Da, nu mă uit. Nu, cum am vorbit. Așa, așa. Ce faci, Cristi? Cum a fost pentru tine această perioadă? Băi, nu pot să mă plâng foarte rău, pentru că eu oricum în perioada asta de vară n-aveam atât de multe spectacole, erau mai răruțe și erau majoritatea prin țară, așa că m-a afectat cam vreo două luni jumate, adică am început perioada de vară cu vreo 2 luni jumate mai devreme, dar mă bucur că în sfârșit putem să ieșim și noi afară și putem să facem ce vrem noi pe afară. Adică a fost un pic de stres statul în casă, statul ăsta într-una așa și știi cum e, dacă te pune cineva să stai, parcă atunci îți vine să fugi, știi? Da, dacă știi că e un lucru interzis, atunci îți vine da, să faci. Exact. Se poate face umor, Cristi, pe baza pandemiei? Băi, se poate face teoretic umor despre orice. Pe absolut orice subiect. Acum, sunt niște subiecte sensibile la noi în țară, de exemplu, biserica. Despre biserică nu pot să faci. Nu merge, pur și simplu. Oamenii sunt atât de credincioși încât nu înțeleg atunci când faci o glumă, că e o glumă, că nu ai nimic nici cu Dumnezeu, nici cu Iisus, nici cu Fecioara Maria, și eu sunt o creștin ortodox, dar se supără cumva, adică e dubioasă chestia asta. Despre pandemie cu siguranță o să se facă o groază de glume, pentru că e ofertantă chestia asta. Da, dar da. În mare parte despre biserică la noi în țară, clar, nu se face și nici dacă sunt tragedii din astea foarte, foarte mari, trebuie să treacă o perioadă de timp ca să poți să faci. Și, bineînțeles, din punctul meu de vedere, limita e bun simțul. Da, poți da. Să faci o glumă, dar să fie glumă, adică să râdem la sfârșit, nu să ne enervăm. Într-adevăr, orice glumă are totuși o limită. Da. Sau o glumă bună, cel puțin. Exact, da. Care este prima ta amintire legată de această lume? Mamă, nu mă pregătisem la chestii de genul ăsta, la întrebări de genul ăsta. Prima mea amintire? Ajungem și la matematică puțin mai târziu. Eu așa mi-am pregătit, că na, am zis că începem cu matematică, acum bine. Fie. Băi, chiar cu aia 50 de lei, da? Da, să vedem până la sfârșit ce se întâmplă. Ți-am scăzut 10 lei până acum, dar 40 sunt. Tot e bine. Prima amintire, nu știu care e, pentru că eu am ajuns la concluzia că nu prea am amintiri din astea de foarte, foarte mic cum au alții. Adică nu mi-aduc aminte absolut nimica, de exemplu, de la 3 ani. Cred că prima amintire pe care o țin minte e de undeva de la grădiniță. Uh-huh. Țin minte, mă rog, perioada aia cu mersul la grădiniță și cu faptul că mamei era milă să mă trezească dimineață și mă ducea o săptămână, da, o lună nu. Și țin minte că aveam o colegă de grădiniță care îmi păstra locul de fiecare dată când veneam lângă ea. Asta îmi aduc aminte. Ce fetiță drăguță, ce colegă drăguță. Da, da. Și eu eram un flăcău drăguț pe vremea aia. Bine, eram și mai mare ca ea, că pe mine m-au dat târziu la grădiniță, la 28 de ani am început. Că eu așa am înțeles noțiunea asta de grădiniță after school. Faci mai întâi școala și după aia grădinița, nu? Faci cu mai timp. Înseamnă că și colega era educatoare pe acolo și a dat și ea vreo 23-24 de ani. Nu, pe ea o dăduse, de aia nici nu ne-am combinat, că pe ea o dăduse maică-sa la grădiniță de mică, de mult prea mică, ca să zic așa, și nici nu eram în vas lui. Hai să nu mai zicem de astea, că ai văzut că se iei cu amenzi și cu de-astea și cu cercetări penale acum pe YouTube. Nu ne trebuie așa ceva. Nu. Da, nu. Ia spune-mi, care a fost desenul animat care te-a fascinat când erai copil? E, da,
Am un desen care m-a fascinat. Bine, au fost mai multe, dar pot să zic că ăsta m-a fascinat destul de mult, în sensul că, nu știu dacă ai prins, de fapt, cred că ai prins-o sigur, că suntem cam de aceeași vârstă. Mai ții minte desenul ăla biblic de pe TVR1, Cartea Cărților? Cartea Cărților, da, cum să... Păi, cât de șmecher era ăla pe vremea mea, deci era genial. Și ce mi se părea mie super tare... Era că pe lângă faptul că ei zburau cu o casă în trecut, dacă îți mai aduce aminte, Cristi, Oana și pătai că să nu mai știu cum îl chema, dar era și roboțelul Memo. Memo, cu cheița? Da, mă, da, cu cheița, dar ce mi s-a părut totdeauna genial, că ei se duceau în vremea lui Isus și de fiecare dată Isus îl saluta, mă, Isus știa cine e. Că era tot timpul, îl salutau, bună Isus, a, bună Memo, adică erau prieteni, erau tovarăși, ești nebun. Și nu știu dacă îți mai aduci aminte, dar la sfârșitul fiecărui episod era o adresă din asta, o căsuță poștală, scriai și îți trimiteau Biblia. Că serialul era făcut de niște adventiști sau ceva, nu cred că erau creștini ortodoxi, dar eu nu știam pe vremea aia că există și alte religii. Știam că există Biblie și dacă e și Biblie și gratis, de ce nu? Da, 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 da. Și da, le-am scris... Cu adresa, dar nu mi-amintesc că îți trimiteau Biblia, ci o carte de-a lor... tot de desene animate sau poate bă, că eu am... la zice Biblie îți trimitea Biblia în imagini pentru copii de colorat sau ceva. Da, da. Pe vremea aia când mă uitam eu era cu Biblia, cu Noul Testament și chiar le-am scris la căsuța aia poștală și ce să vezi, am primit Noul Testament, dar nu prin poștă. Au venit două persoane și mi-au adus Biblia acasă. Adică din mână în mână și erau exact ca martorii lui Jehova. Tot încercau, deci nu mai puteai pur și simplu să scap de ei. I-a invitat acasă, mama a fost total șocată că nu știa, băi, cu ei scris ce cu oamenii ăștia în casă și de ce îmi vorbesc mie despre Isus? Și a crezut că am luat-o pe cărări de-astea ciudate, dar nu. Și după ce ne-au povestit toată Biblia, ne-au și lăsat Noul Testament. Au fost drăguți. Dar da, ăsta e unul din desene. Mai e Captain Planet, dacă mai ții minte. Da, da, da. Iarăși un desen șmecher rău de tot. Și bă, aveau niște mesaje interesante. Astea mi s-au părut foarte, foarte tare. Să știi că sunt multe desene care mi-au plăcut atunci. Dar începuturile, dacă mai ții minte, vremea noastră, prin 80, nu aveam televizor. Adică aveam televizor, dar nu aveam televiziuni. Și atunci te uitai pe TVR, că era singurul canal românesc, și acolo 90% era despre tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și ai mei aveau un fel de antena blocului sau ceva de genul. Nu știu cum făcuseră ei, ce manevră, ce nu știu ce, că prindeai bulgarii cu antena aia. Și mai mult mă uitam la desene bulgărești când eram mic. Și începusem cumva să chiar să învăț, să vorbesc bulgărești. Nu știu dacă să învăț, dar începusem să vorbesc în bulgară. Și asta a sesizat o bunică mea când a venit odată în vizită și nu se înțelegea pur și simplu cu mine. Știi? Și a zis, părere, sunteți nebun, nu mai lăsați copilul la bulgari. Și de atunci nu m-am mai lăsat. Și mie, tătă, mâncare, tătă, cum vorbeai cu el? Dobrovecer, Buninski. Licanojlița. Asta, Licanojlița, era în fiecare seară, după fiecare desen animat sau la încheierea programului și înseamnă ceva gen noapte bună copii. Da, 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 da. Cristi, care a fost cea mai ciudată combinație de mâncare pe care ți-ai preparat-o sau ți-ai făcut-o sau... ți-ai ales tu într-o zi, ai deschis frigiderul și ai zis... Sunt multe mâncăruri ciudate, în sensul că dacă tot încerci să faci niște rețete de pe net, o să observ că nu o să-ți iasă chiar așa. Și se întâmplă de multe ori lucrul ăsta, dar eu sunt adeptul mâncărurilor astea, gusturilor, ca să zic așa, nu mâncărurilor, gusturilor mai ciudate. Adică eu, de exemplu, mie îmi place să combin pâine cu brânză și cu gem. Mie îmi place pizza cu ananas. Sunt puțin ciudățel. Gustul ăsta de dulce și sărat, mie îmi place. Așa că nu știu exact știu, în India. În India, că de atunci nu mai suport. Curcuma. Orice cu curcuma e oribil, bă. Nu se poate așa ceva. Mie mi se pare că curcuma a fost inventat sau, mă rog, a fost descoperit
Și după aia a fost adus în bucătărie pentru că aveau mâncare stricată. Că altfel nu-mi explic, adică e un miros puternic, un gust puternic, clar ca să nu mai aibă gust, nu știu, de stricat carnea sau ceva. Am înțeles, dar unii spun că este un antioxidant foarte puternic. În fine. Foarte bine. Foarte bine, lasă să fie antioxidați. Neoxidați. Ai vreo superstiție? Da, băi, da, chiar am. E o superstiție penibilă și nici eu nu cred în ea, dar doar că mi-a rămas așa undeva în străfundul creierului, știi? E un pitic acolo în străfundul creierului care zice, bă, și dacă totuși se întâmplă asta, pe bune, superstiția mea e aia cu pisica neagră, de aia zic, e cea mai proastă superstiție din lume. Bine, sunt mai multe proaste, cum aia să nu treci pe sub o scară, mai sunt mai proaste ca asta, dar știi că dacă vezi pisica neagră, trebuie să te dai 3 pași înapoi și trebuie să scuipi de 3 ori. De 3? Eu știam că o dată, dar în fine. Ți-ai țeapă aici, nu? De 3 ori. Dar în rest, dacă ai uitat un lucru acasă, te întorci după el... Da, da, da. Nu, asta nu. Asta e singura superstiție cu care am rămas, ca să zic așa. Repet, o fac mai mult de fan. Nu pot să zic că sunt convins că pisica neagră, dacă îmi trece mie prin față, o să am o zi nașpa. Nu. Dar știi că ți-o faci mental. Dacă... Da, da, da. Să faci tu singur, dacă... până la urmă, dacă e. Exact. Dacă tu crezi că ți-a trecut pisica aia și o să ai ghinion toată ziua, asta o să întâmple, clar. Dar nu are nicio vină pisica. Dar oricum e bine, te sfătuiesc și pe tine când vezi de acum pisica neagră că ți-a trecut prin față, bam, 3 pași înapoi, ai scuipat de 3 ori și ți-ai văzut de drum. Nu, nu, Cristi, nu. Din păcate eu nu cred în superstiția. În nimic? Eu știi ce, nu știu dacă e superstiție, dar, spre exemplu, dacă mă duc la un casting, îmi aleg foarte bine hainele, încât să mă simt eu foarte bine eu cu mine în ele. A, da, asta, dar nu știu dacă e neapărat superstiția asta. Doar dacă, nu știu, spui niște chiloți roșii pe dedesubt tot timpul, atunci ar putea fi o superstiție. Uite, am avut un tricou galben cu care eu rezonam și credeam că mi-aduce noroc. Apropo, așa, legat de haine și de scenă, am avut și eu și am avut mulți ani de zile superstiția asta. Eu am apucat să fac stand-up în 2003. Prin 2004 sau 2005, nu mai știu, am avut o mică pauză. Și după aia m-am reapucat. E, și după ce m-am reapucat, am făcut într-un sacou. Blugi, sacou și tricou pe dedesubt. Și mi-a ieșit foarte bine atunci, de prima dată când am fost îmbrăcat așa. Și ani de zile am mers cu sacou ăla, dar aveam în cap că, bă, dacă mi-e sacou, se duce talentul. Nu, nu o să pot să fac, pur și simplu. Nu o să meargă. Și ani de zile, chiar dacă era vară, chiar dacă erau 30 de grade afară sau în interior unde făceam, eu transpiram ca o tabiță și aveam sacoul pe mine. Era semnătură. Da, și semnătură și superstiția asta, că bă, dacă îl port, sigur o să-mi iasă bine. Era, dacă vrei, cum are cu Superman costumul, știi? Ca un costum de Superman era ăla pentru mine. Și ca Jordanul lui Michael. Da. Da, 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 exact. Dar, na, astea sunt, din punctul meu de vedere, serios vorbind acum, mi se pare că superstițiile sunt doar undeva aici, în mintea omului și atât. Care este comedia la care ai râs cel mai mult, Cristi? Nu știu să-ți dau un titlu. Ba da, cred că știu. Dar nu mai știu dacă am râs cel mai mult la comedia asta. A fost un spectacol de teatru sau film, sau nu contează? Nu contează. A fost la un moment dat la TNB, pe vremea când eram student, un spectacol cu Dan Puric și cu fosta lui soție. Atunci era actuala soție, acum e fosta lui soție. Un spectacol de mimă, de pantomimă sau mimă, Toujours l'amour, nu știu dacă l-ai văzut, nu știu dacă l-ai prins. Nu l-am văzut, din păcate. A fost genial, avea spectacolul ăla, băi, tot ce vroiai tu. Era despre apropierea de dintotdeauna, de la Adam și Eva încoace, dintre bărbat și femeie. Niciun cuvânt nu se spunea în toată piesa aia, ținea o oră și jumătate, nici măcar un cuvințel. Erau doar onomatopee. Înțelegeai absolut tot. Eu și acum mai am momente din astea încă întipărite în cap. Și vreau să spun că avea niște momente de pur și simplu râdei cu poftă, mă.
Era râsul ăla, nu era râsul ăla forțat, nu era râsul ăla de conjunctură, știi că la un moment dat dacă te duci la cinema și ai o stare proastă, dar toți aia din jur râd, cumva îți transmit și ție și ei de la ei râsul și râzi împreună cu ei. E, aici nu era cazul, am văzut spectacolul ăla de 11.000 de ori și am râs de fiecare dată cu poftă. Și mai râd cu foarte mare poftă, vorbind tot de spectacole de teatru, râd cu mare poftă la spectacolele lui Horațiu Mălăele. Uh-huh. Mi se pare unul din mari actori, gen monștri sau cum vrei să-i spui, ai teatrului în general. Deci mi se pare unul, cred că singurul actor pe care l-am văzut să se joace atât de mult cu cuvintele și cu trupul în timp ce e pe scenă. E, din punctul meu de vedere, e genial omul ăsta. Acolo se vede clar că iartă pentru că își stăpânește foarte bine instrumentul, adică el. Știe foarte bine ce să facă el cu el și... Și face degajat. Asta e, că de asta e atât de wow, știi? Că sunt foarte, nu e nimic la peste mână. Totul e natural la el, totul vine, curge pur și simplu tot așa, știi? Da, acolo și... este maestrie, practic. Geniu, eu i-am spus geniu, ce mă, adică maestria, hai să zic, o mai deprins cumva, dacă repeți suficient și joci suficient, odată cu experiența devii mai, hai să zicem, maestru, între ghilimele, al teatrului, știi? Dar ce face el, mi se pare că depășește cumva termenul ăsta de maestru. Într-adevăr, sunt de aceeași părere cu tine și cu siguranță multă lume. Cu siguranță, da. Uite, ai zis de teatru, spune-mi măcar care e filmul românesc pe care l-ai revedea oricând cu plăcere. Dintre toate filmele românești, deși o porcărie, o să-ți dau două titluri, că nu pot să mă... Nu pot să... Da, nu pot să rămân la unul singur, acum mă gândeam pe care să-l dau și am decis să ți le zic pe amândouă. E un film serios care se numește Atunci am condamnat pe toți la moarte și este cu Amza Pelea. Da. Ai văzut, nu? Da. Și e, uite și acum mi s-a făcut pielea de găină, ești nebun pe mână. Mie, pentru mine, actorul român rămâne cel mai bun actor român, rămâne din elita veche, ca să zic așa, că tocmai am zis de Horațiu Mălăele, dar din elita veche, actorul român preferat rămâne Amza Pelea. Și al doilea film pe care vreau să-l amintesc este tot cu Amza Pelea, dar e total opus, e Nea Mărin Miliardar. Nu pentru că e o capodoperă, ci pentru că omul ăla poate să joace în Atunci am condamnat pe toți la moarte și să fie acolo cu lacrimile așa să ți se noade sub bărbie și după aia poți să-l vezi în Nea Mărin Miliardar și să zici, du-te în pana mea, nu poate să fie același actor. Să poți să faci și comedie și dramă, mi se pare că ești actorul perfect. Uite, eu pe Toma Caragiu l-am ca exemplu, așa cum zici tu, și foarte bun film în Actorul și sălbaticii. Da. Unde aduci aminte cum începe și aduci aminte și momentul acela. Poporul acesta vreți voi să nu râdă? Exact. Da, știu. Da, și Toma Caragiu, numai că la Toma Caragiu, din punctul meu de vedere, cumva și-a făcut un personaj și-a dus personajul ăla în absolut toate rolurile, din punctul meu de vedere. Și-a făcut personajul Toma și dacă te uiți la BD, e personajul Toma în BD. Dacă te uiți la Actorul și sălbaticii, e personajul Toma Caragiu în Actorul și sălbaticii și tot așa. E, dacă te uiți la Amza Pelea, Atunci am condamnat pe toți la moarte și după aia te uiți la Nea Mărin Miliardar, o să crezi că e alt actor. Adică personajele sunt total diferite. Jocul e absolut total diferit și e de la un pol altul, practic, știi? De la dramă la comedie. Asta mi se pare definiția actorului. N-ar trebui să existe actor de comedie și actor de dramă. Nu, ar trebui să existe actori. Exact. Un actor trebuie să joace și comedie, și dramă, și absolut orice. Aici? Ăla e un actor bun. Uită-te la De Niro, care a făcut... Uită-te la De Niro, care vorba aia, a făcut o groază de filme cu gangster, cu Nașu, cu tot felul de ce filme. Nașu a jucat? Da. Sau Pacino a jucat? De Niro a jucat, că Pacino... Da.
Și după aia a făcut un socru de coșmar și ce rahaturi a mai făcut. Unde, vezi, și el are personajul bine construit, că și De Niro merge pe același stil, arogant, așa frumos, ăla dezvorbește tot timpul așa. Dar în comedii, cumva l-a adaptat. Și de la personajul ăla de gangster, așa, după anii 60-70, a devenit un bunic simpatic. Știi? Și am mai văzut un film pe dramă cu el, nu mai țin minte cum se numea, când se ducea el, era un bătrân din ăsta, toți copiii erau plecați și decide el să se ducă la copii să-i viziteze de Crăciun. Unde, iarăși, n-are nicio treabă cu personajul Robert De Niro pe care îl știam de o viață. Da, sunt de acord cu tine că un actor trebuie să fie complet și să joace roluri atât de orice. La seamă, la comedie și să jongleze cu ele, dar pentru mine în continuare Toma Caragiu rămâne actorul cel mai bun pe care l-a apărut. Nu mă înțelege greșit, greșit. Și mie îmi place Toma Caragiu, adică nu pot să zic că e un actor slab. Ce vreau să zic, că l-am văzut într-un film care n-are nicio legătură cu comedia și nu-l recunoșteai, nu avea absolut nimic din toate filmele pe care tu le-ai zis mai devreme cu BD-ul. Deci ce film? Nu mai știu. Din ce am văzut așa cu el, cu Toma Caragiu, mi s-a părut cumva, și asta nu e o greșeală, adică sunt mulți actori care fac asta, care își fac, își construiesc cumva niște sertărașe, un personaj cu niște sertărașe și după aia apelează din comoditate, din faptul că știi că am descoperit asta și prinde să fiu prost să nu o duc mai departe. E o chestie normală. Dar mi se pare, ți-am zis, că e un plus dacă poți să faci și asta, dar poți să faci și asta și să le faci diferit. Nu cred că e vorba doar de comoditate și de acele sertărașe unde actorul alege să umble. Cred că mai e vorba și de cum își doresc regizorii și publicul, știi? Pentru că odată ce oamenii te știu ca tipologia... Curațiu mălăiele! Vei primi rolurile numai pe acea tipologie. Și sunt multe exemple. Evident că nu doar din comoditate. În primul și în primul rând că publicul decide. Orice s-ar întâmpla, dacă publicul vrea să te vadă așa, trebuie să te vadă așa. Că pentru el faci, știi? Regizorul s-ar putea chiar regizorul de aia să te ia la un moment dat, pentru că ai stilul ăla, ai personajul ăla și îl vrea și el. Da, exact. Da. Crezi că se uită cineva, crezi că ascultă cineva emisiunea asta despre artă, atâta artă? Mai tai din ea dacă e la montaj. Mai tai, hai! Mai tai din ele, de-alea e dreacu! Cristi, spui că faci stand-up din 2003. Da. Ai simțit vreodată că îți vine să renunți și dacă da, cum ți-ai găsit forța interioară pentru a continua? De multe ori, de foarte multe ori chiar am vrut să renunț, pentru că la început, în 2003, făceam stand-up comedy, dar eu nu știam ce fac. Eu și cu ceilalți, hai să nu zic, atunci nu eram comedianți, atunci eram niște tineri, practic, în 2003, ne urcam pe scenă, dar nu știam foarte multe despre genul ăsta, adică nu prea știam cu ce să mănâncă, pentru că YouTube-ul a apărut în 2006. În 2003 încă funcționau CD-urile. Vrei un film pe CD? Da, da. Și da, trebuia da. Să ai CD writer, sau cum se numește, ca să poți să le scrii și tot așa. Și n-aveam acces la informația asta decât prin auzite. Tot ce știam eu în 2003 despre genul ăsta de umor era de la Radu Gheorghe, pentru că Radu Gheorghe a venit, după ce a făcut un curs în Statele Unite ale Americii, a venit în România și a implementat genul ăsta de umor. Făcând orbește lucrurile, le făceam dintr-un reflex, dacă vrei, dintr-o intuiție. Ne urcam pe scenă acolo de două ori pe săptămână și evident că nu ieșeau de fiecare dată lucrurile. De cele mai multe ori se întâmpla așa. Aveam un spectacol prost, evident că nu eram plătiți și nu-mi permiteam să iau taxiul până acasă și nici nu vroiam să iau taxiul până acasă, pentru că atunci Cafe Deco era undeva la TNB, unde e lăptăria lui Enache, și mă duceam, eu stăteam în Colentina, atunci mă duceam pe jos, pur și simplu,
sau 45 de minute jos până acasă, aveam un carnețel verde, cred că îl aveam și acum pe acasă, la tătica, și un pix tot timpul cu mine. Și după ce coboram și aveam o seară din aia foarte proastă, mă încurajam eu pe mine. Ziceam, bă, dar unde căcat mă mâncați așa? N-a funcționat. De ce? Ce n-a mers? Nu-i nimic, că trebuie să le uit pe astea și trebuie ori să scriu alte glume, ori să scriu tot glumele astea, dar să le îmbunătățesc, să mai scriu la glumele astea ceva. Și asta făceam practic după fiecare eșec. De ce n-am renunțat? Pentru că la început am avut, cred că, vreo 2 săptămâni de workshop. După alea 2 săptămâni, în care mie mi-a mers dezastruos, bă, dezastruos, imaginează-ți că nu râdeam noi între noi, că altcineva nu era în sală. Înțelegi? Atât de... Și eram la momentul primului spectacol anunțat, nu cu public, adică publicul nu era anunțat. Era anunțat, eram noi anunțați că, bă, cine o să fie în cafenea atunci o să rămână și o să vă vadă. Ați avut astea 2 săptămâni, fiecare bagă 5 minute. Mamă, ești nebun, presiune, zic, gata, e perfect. E, am ajuns în ziua spectacolului, ca să-i zic așa, încercării, primei încercări de show de stand-up comedy, dar în astea 2 săptămâni de dinainte avusesem foarte multe spectacole proaste. Și luasem decizia, bă, am ajuns până aici, urc pe scenă la, așa zisul, prim spectacol, ca să fiu acolo, că tot am făcut workshop-ul ăsta, și după aia o iau frumos ca pe o experiență, mă întorc frumos la teatru, mă întorc frumos la actorie, la facultate și așa mai departe. E, norocul a fost că în seara aia, alea 5 minute ale mele au rupt. Într-adevăr, nu erau oameni în sală. Când am început spectacolul, erau 2 amețiți care beau un ceai. Și când au văzut că salți handicapați care se urcă pe niște lădițe de bere și aberează și mai vorbesc și vulgar, în secunda 2 au și cerut nota. Adică a fost ceva de genul nota, te rog, știi? Și am făcut practic tot noi între noi. Băi, dar ai văzut cum e senzația aia? Când ai un spectacol bun, e adrenalina aia. Ai adrenalina aia în corp, ai senzația că poți să faci orice. Și m-am dus acasă așa. M-am dus atunci acasă și am zis, bă, pot, mă mai duc și data viitoare. Și m-am dus și am avut și alte spectacole proaste și am încercat tot felul de lucruri, pentru că nu știam de unde să apuc. Primul CD cu primul spectacol de stand-up comedy l-am primit de la unul dintre ăștia cu care urcau și ei pe scenă, târziu, foarte târziu. Aveam atunci în Deco o seară când invitam un actor, că na, trebuia să ne asociem și noi cu cineva, știi, o personalitate ca să vină oamenii. Da, da, și da, chemam da. În fiecare săptămână câte un actor. Și țin minte și acum, să-i dau numele, mă? Hai că-i dau numele, că nu cred că zic de rău. E prea semnătură. Dar nu zic nimica de rău, zic doar ce s-a întâmplat. Răzvan Vasilescu a venit atunci. Noi eram la început, noi ți-am zis, aveam 5 minute și stăteam alea 5 minute pe scenă de parcă stăteam ore în șir. Adică trecea timpul greu, emoții, ne tremurau mâinile pe microfon. Și a venit invitat Răzvan Vasilescu. Băi, a rupt, tu știi ce e aia, că a rupt. Stăteam cu gurile căscate așa toți. Eram, du-te în panatul, n-ai făcut niciodată stand-up și acum ți-ai făcut materialul ăsta special pentru noi de o oră, ești nebun, o oră? Noi pentru 5 minute munceam o lună de zile și tu ai o oră de material, ești nebun, care rupe? Deci l-am văzut, în momentul ăla l-am văzut ca pe Dumnezeu. Pur și simplu am zis, băi, ăsta e genial, mâncați aș gura ta. Și după aia, că de-aia am făcut legătura, pentru că vreau să zic și de primul spectacol pe DVD pe care l-am văzut. Așa cum am zis, era unul care, să zicem, comediant începător, a fost și el în sală și a zis, băi, dar astea nu sunt scrise de el. Du-te, bă, de aici, n-are cum, ești nebun, de unde să le ia? Bă, am DVD-ul acasă, ești nebun cu spectacolul. Du-te, bă, de aici, stă el să-și traducă din engleză. Bă, e cuvânt cu cuvânt. N-are, mă, cum. Zice, bă, ți-aduc DVD-ul. N-ai adus DVD-ul și era tot spectacolul lui Seinfeld, I'm telling you for the last time. Tradus. Am înțeles. Motamo. Dezamăgirea a fost enormă. Adică să crezi în Dumnezeu și după aia să afli că nu există...
e nașpa, a fost nașpa, dar felicitări pentru că omul chiar, băi, și l-a asumat foarte bine. Foarte, foarte. N-ai fi zis că e material. Eu cred că și acum, dacă îl vezi, tot o să râzi, pentru că e bine jucat, e bine asumat, e perfect. Dar, mă rog, cam asta a fost, nu mai știu unde am plecat exact. Las că te aduc eu puțin cu picioare. Așa, mai zi altceva. Spune-mi când a fost momentul în care tu ai simțit, de fapt ai știut că faci bine ceea ce faci. Ai avut un astfel de moment de click, un moment de conștientizare în care să zici, da băi, fac bine ceea ce fac și îmi place și asta vreau să fac mai departe. În momentul în care am început să am mai multe spectacole și au început oamenii să vină să-mi strângă mâna și să mă felicite pentru ce spectacol și pentru ce glume am avut, în momentul ăla am prins curaj și un pic de aripi așa și am zis, bă, e clar că fac bine ceea ce fac din moment ce n-am atât de multe plângeri. Că plângeri or să fie întotdeauna, în orice domeniu, n-ai cum să mulțumești pe toată lumea. Mie mi-au trebuit ani de zile să înțeleg lucrul ăsta, că nu poți mulțumi toți oamenii. Și mi-am dat seama că, de fapt, nici nu vreau să mulțumesc toți oamenii, că nu am nevoie de toți oamenii. Dar cam asta au fost. După ce au venit oamenii și acum mă simt extraordinar de bine când vin oamenii și îmi strâng mâna după spectacol și îmi zic că a meritat să vin la tine la spectacol și m-am distrat și o să revin. Și chiar am oameni care revin de ani de zile la mine la spectacol. Adică, sunt niște prieteni, să zic așa, din public, că n-am băut cafele împreună, dar sunt doi oameni, el și ea, sunt soț și soție și stau în Barcelona. Și vreau să spun că de fiecare dată când vin în țară, vin la mine la spectacol. Îmi scriu pe Facebook unde ai pe data de, că noi venim în țară, vrem să te vedem. E un sentiment foarte plăcut așa, știi, când știi că oamenii vin să te vadă și primești și laude, de ce nu? Că de-aia o faci până la urmă. Foarte, pentru foarte laude. Frumos, într-adevăr. Hai să trecem și de la chestii plăcute la chestii mai puțin plăcute. Plăcute. Spune-mi dacă răspunzi invidiei sau meschinăriilor când apar. Te referi în mediul online sau te referi în viața de zi cu zi? Hai să începem cu viața de zi cu zi și apoi... Viața de zi cu zi. Nu mă deranjează dacă cineva are o părere proastă despre mine, e părerea lui, e normal, ba mai mult decât atâta, dacă e justificată și dacă eu consider că, bă, s-ar putea să aibă dreptate totuși omul ce a zis, chiar o iau de bună și chiar stau și analizez foarte mult părerea omului respectiv. Dacă e o părere pe care eu o consider aberantă, atunci nu o să fac asta, dar iau în considerare părerile. Na, ți-am zis, dacă vor oamenii să mă înjure, deși nu mi s-a întâmplat în viața de zi cu zi, pe internet am renunțat de mult să mă uit la comentarii, dar probabil că mă înjură lumea, habar n-am. Dar în viața de zi cu zi nu mi s-a întâmplat chestia asta. Deci răspund, cred că ok în viața de zi cu zi. Pe internet uneori mă mai ia valul și mai răspund când n-ar trebui să răspund. Recunosc. Caragiale. 100 de lei. Ai trecut la 100 de lei. Hârtie albastră. Nu? Sau pe ce e caragiale? Da, 100 de lei. Aia. Nu l-am mai văzut de mult. Umblu numai cu Dalea Mare și de un Enescu ăștia. Eminescu e cel mai tare. Cine e pe aia de 500 de lei? Eminescu. Bă, ce s-a scos nebună, mă, și are o singură poză. Eu cred că a știut că aia o să fie pe bagnotă, jur. Nu l-ai văzut că e tot gând... Și are și părul ăla și ce mi se pare genial, că are aia așa de, băi, gândesc. Ai văzut că e dintr-o parte cumva, așa e. Da. Sigur au spus, băi, e creangă sau ceva. Băi, Minescule, nu fi nebun, te pune ăștia pe bagnote, mă, mâine, păi mâine. Pă o poză, ca să n-ai pe de un să aleagă și pun-o pe aia, ești nebun. Erau toți băieții la junimea. Are dreptate, mă, ăsta. Caragiale nu ne mai dădea nicio șansă de salvare, Cristi, ca neam. Dovadă că a și ales să moară în Germania și a refuzat să mai vină în România. Și vreau să te întreb, tu crezi că metehnele astea românești
mai au șansă de îndreptare sau vor rămâne și vor trăi alături de noi cât va fi omenirea asta sau cât va fi neamul românesc? Băi, ăsta e un subiect dureros pentru că, na, și eu și tu avem copii și, sincer, îți spun, nu mai dau nicio șansă țării ăsteia. S-a dus mult prea mult, nivelul cultural, în primul și în primul rând, nu mai există la noi în țară. Oamenii care vin la teatru sunt oamenii care au venit de o viață. Ăștia or să moară. Și o să rămână ăștia care ascultă tot felul de rahaturi pe YouTube, care sunt fani Vulpița și mai știu eu ce alte din astea și își iau ca, cum să zic, ca idoli pe ăștia și, din păcate, ne cam ducem în jos rău de tot. Și fără, e ca și cum, știi cum e România acum, ca și cum te-ai aruncat din avion fără parașută. În cădere liberă. Educație n-avem, cultură n-avem, avem ce? Prostime. Atât. Prostia e la ea acasă în România. Uite ce slogan bun. Prostia e la ea acasă în România. Nu cred, din păcate, ți-am zis, din păcate nu. Și asta e dureros pentru că, hai, că noi o ducem până la capăt, dar copiii noștri vor să trăiască așa într-o mizerie, că practic e, atunci când e incultură multă și prostie și ce vrei tu, e mizerie. Știi, sunt tentat să zic vorba aia, măcar ei să trăiască mai bine. Eu nu cred că o să trăiască, aia e problema, că nu cred că o să trăiască. Asta și, apropo de vorbe, mi se mai pare foarte bun aia, de fiecare dată când sunt alegeri, am ales răul cel mai mic. Asta e, azi. N-ar trebui să nu alegem din rău, adică ar trebui să nu alegem niciun rău. Ar trebui Pură să mai, alegem... Că da, face și treabă. Da, fura, da, exact, cum a fost cu Mazăre. A furat, mă, dar uite ce a făcut. Ai un top al unor destinații pe care ți-ar plăcea să le vezi din această viață? Un top 2, 3, 5, 10? Turistice? Destinații turistice, da. Pe care aș vrea să le văd. În străinătate? De unde? În România mi-ar plăcea să ajung la Săpânța, la cimitirul Săpânța. Chiar mi-ar plăcea să ajung acolo. Iar afară mi-ar plăcea să vizitez multe țări. Adică, uite, mi-ar plăcea, nu acum, dar mi-ar plăcea pe viitor, dacă își revine, să merg în China. Și mi-ar plăcea să merg și să cunosc tot felul de alte culturi. Am fost, de exemplu, în India, unde e cu totul și cu totul altceva. E total diferit din ce știi tu. Și e un șoc prima dată de câtă mizerie e, dar vreau să spun că m-aș întoarce oricând acolo. Știi de ce? Pentru că prin simplitatea lor, oamenii aveau o stare de bine, mă. Și ți-o transmiteau și ție, mă. Chiar dacă mâncau de pe jos, chiar dacă fast food-urile lor arătau ca servisurile auto la noi, băi, ei erau fericiți, mă. Ei, dacă lor le era somn și era 12 ziua, se întindeau frumos pe iarbă și dormeau o jumătate de oră, mă. Adică sunt niște chestii astea și mi-ar plăcea să văd mai multe lucruri, mai multe țări. De-aia zic că și China, sunt convins că și acolo e un schimb cultural extraordinar. Da. Dacă ar fi să alegi un animal de companie ieșit din comun, ce animal ți-ai alege? Ce animal mi-aș... Cu ce, m-aș vedea, știi cu ce m-aș vedea mergând pe stradă? Cu un porc. Mi se pare că e interesant așa, știi, să mergi cu porcul după tine. Eu nu te-aș plus vedea că... mergând cu el pe stradă înainte de Crăciun. Eu cred că aș merge doar până în Crăciun, că după aia l-aș ține în casă. Da, mi se pare interesant. Uite, bunica mea, vreau să zic că avea la un moment dat o oaie, ca animal de companie, dacă îți vine să crezi. Era singura oaie și cumpărase o oaie atât. Era neagră, îi pusese numele Dolly și se comporta fix ca un câine. Mergea după bunica mea de fiecare dată unde se ducea, în sat și peste tot, oaia se ducea după bunica mea. Stătea doar la bunica mea, de mângâiat o mângâia doar bunica mea. Exact ca un câine. Da, da, da. Am văzut, să știi, pe Valea Cerbului, eram copil și am văzut un nene care avea așa, o oaie care se plimba după el. El mergea și oaia după el. Foarte tare.
Foarte mișto. Adică poți să-ți faci animal de companie, dar asta cu porcul mi se pare mișto, așa că e simpluț așa el. Adică nu ai nevoie de multe lucruri. Da, ai nevoie undeva să-l ții, dar presupun că dacă îl iei în casă, o să obișnuiască și cu curățenia. Că din ce am înțeles, ei ca porcii ca animale nu sunt chiar atât de împuțite precum par. Adică e cam singurul animal care nu-și face nevoile acolo unde doarme. Da. Uite, poți să-i zici pe tipul iernii, treci în congelator. Dacă nu ești cu minte, te fac cârnați. Să mergi așa pe la măcelării, știi, și să-l ameninți. Uite, da. Dacă nu ești cu minte, uite ce pățești. Ia uite. Ia uite-l pe vârtul. Cristi, da. Cam astea au fost întrebările mele pentru tine. Da? Și tu o întrebare pregătită pentru cei care ne-au urmărit până la capăt, pentru prietenii noștri. Băi, pentru că tot am vorbit așa cult în seara asta și pentru că am adus vorba și despre râs și despre teatru și despre film, cred că cea mai bună întrebare și pentru tine, dar și pentru cei care s-au uitat până acum la emisiune, e când ați râs cu poftă ultima dată și de ce? Asta mi se pare o întrebare bună. Și te aștept și răspunsul tău. Păi, dacă tot ești aici... Carolina Vasile, pe care o cunoști, da, mi-a arătat un filmuleț cu un român căruia i s-a făcut o farsă în Italia. Așa? Dar nu vreau să zic mai mult, vreau să te las să urmărești filmulețul, dar vreau să zic că vreo 3-4 zile la rând râdeam de unul singur, în mașină, în bucătărie. Zic cum se numește, ca să știe și oamenii care se uită. România farsă în Italia. Cum? Român, farsă, Italia. Și știe okay. Ok, chiar o să caut, chiar o să mă uit. Atunci chiar am râs cu poftă și ți-am zis, nu că o zi, 3-4 zile la rând stăteam la magazin și... S-a întâmplat vreodată să te pomnească râsul? Da, de ce mi-aduc aminte? Păi da, sunt destul de prost să mă pomnească râsul. De ce mi-aduc aminte de multe ori? Da. Uite, eu am, de exemplu, pe internet sunt câteva personaje cu filmulețe preferate. Dacă vrei, zic și eu unul acum, la schimb, ca să zic așa. Îl știi pe ăla cu Nică? Ce făcea Nică? Nu. Băi, deci e genial, mă. Deci e un puștan din ăsta care stă așa cu cafea, are freză din aia în sus așa și stă cu un pahar de cafea de plastic așa în mână, știi? Și vine ăla și îl întreabă care a fost ultima carte citită. Amintiri din copilărie. Păi de cine ai scris? De Ion Creang. Păi și care e personajul principal? Nică. Păi și ce făcea Nică? Știu eu ce făcea. Deci e genial. Și cum, dar trebuie să-l studiezi, să vezi cum își amestecă el cafeaua cu paharul așa și bea. Deci e genial ăla, e râd de fiecare dată ăla mi se pare incredibil. Vrei să mai transmiți ceva celor care ne urmăresc? Da, să intre și la mine pe canal, Cristian Dumitru Oficial. Găsiți acolo multe filmulețe amuzante, multe emisiuni. Am și farse, că tot ziceai de farse. Am avut un proiect cu farse pe bune și chiar nu sunt regizate absolut deloc și au ieșit, din punctul meu de vedere, demențial majoritatea. Mi-e foamele, dacă nu l-ați văzut, e o emisiune, hai să zicem așa, despre livrări, despre mâncarea livrată la domiciliu, dar pe lângă asta e un pretext. În mare parte e super multă caterincă, iar acum mai nou postez în fiecare sâmbătă Pandemia Muzicală, se numește, o emisiune cu aceiași 3 concurenți din aceeași lipsă de buget și îi provoc de fiecare dată să ghicească ba versurile din melodii, ba melodiile, ba... Acum sâmbătă, de exemplu, dacă zici că postez mâine, sâmbătă o să apară un episod unde ei vor trebui să ghicească melodia mimată de mine. Adică e funny. Sunt sigur, abia aștept să văd și eu. Să-mi dai link-ul să-l pun în descrierea filmulețului chiar. Da, sigur, cu mare plăcere. Atunci să intrați pe link-ul ăla să vă uitați. Oamenii trebuie să râdă și să se simtă bine.
Dacă răspunsul la întrebarea când ai râs ultima dată e nu mai aduc aminte, intră pe canalul meu. Joacă pe asta. Și să-mi arăți și tricoul. Ia uite, ia uite frumusețe de tricou. Da, ce tricou. Sunt faliți, dar nimeni nu știe încă. Da. Ești și modest tu. Să scrii pe spate, da. Și modest. Ăsta să știi că e cadou de la nevastă mea, dacă îți vine să crezi. Ea a zis că sunt foarte cunoscut, dar nu mă știe nimeni. Încă! Pentru că speranța moare ultima. Dragi prieteni, el a fost Cristian Dumitru. Ne bucurăm că ne-ați urmărit. Vă pupăm și numai bine. Și nu uitați de like, share, subscribe, alea, voi știți. V-am pupat, ne-a părut bine când am auzit.